Mulți oameni sunt convinși în faptul că delfinii, fiind niște ființe extrem de inteligente, doresc să se împrietenească cu creaturi la fel de inteligente și de aia se grăbesc să ia legătura cu oamenii la prima posibilitate, să-i ajute în situații dificile, să-i vindece și dacă ar ști care e pagina ta de pe Instagram, te vor umple de like-uri și mesaje drăguțe. Dar, de fapt, legătura specială dintre oameni și delfini e doar un mit. Toate discuțiile despre faptul că mamiferii au o atitudine bună față de om sunt doar povești, inspirate din filme și alte emisiuni. De fapt, delfinii nu tind să ajute pe nimeni. Sunt deseori agresivi și se comportă un pic mai bine decât o haită de câini vagabonzi. Din cauza lor au decedat mai mulți oameni decât din cauza rechinilor. Nu mă credeți? Atunci priviți și singuri. Ah, aproape că am uitat. Ce ziceți de asta? Delfinii sunt un fel de dependenți de droguri și simt atracție sexuală față de oameni. În episodul de astăzi vom da răspunsul la întrebarea de ce. De ce delfinii nu sunt atât de prietenoși drăguți cum credeam înainte. Posibil că delfinii chiar sunt prietenoși, dar au și o latură întunecată de la care vi se va ridica părul pe corp. Așa că puneți un like și haideți să vedem despre ce este vorba. Să începem cu ceva mai simplu, instinctele. Delfinii înșiși nu sunt vicioși, dar trebuie să țineți minte că sunt animale sălbatice și sunt ghidați de instincte. Aceste mamifere adoră să se joace, așa că în proces pot atât să împingă omul până la mal, cât și să-l înnece. Existau cazuri când un grup de delfini se jucau cu omul de parcă ar fi o minge, aruncându-l de pe nas pe nas. Ca urmare, omul primește numeroase fracturi ale oaselor și nu are putere să înoate la mal pentru a chema ajutor. Din punct de vedere tehnic, nu ucide omul, doar îl ține prea mult timp sub apă, apoi victima moare singură. Existau cazuri când delfinii mușcau oamenii în timpul când aceștia îi hrăneau. Poate că încurcau mâna întinsă cu peștele viu, dar este doar o presupunere. Cel mai faimos caz a avut loc în parcul acvatic Sea World, în Florida, Statele Unite ale Americii. Acolo un delfin a mușcat-o de mână pe o fetiță care îl hrănea. Astfel, i-a provocat o leziune nu periculoasă, dar dureroasă. Fetița de 8 ani, Juliana Thomas, hrănea un delfin dintr-o pungă de hârtie plină de pești, stând lângă părinții săi. Într-un moment dat, Gillian a ridicat repede mâna și delfinul și-a înfipt dinții în antebrațul ei. Ca să înțelegeți, delfinii nu vor salva înotătorii de rechini. Viața reală nu este un film. Rechinii preferă să plece când văd pe alături un delfin, fiindcă știu că este un adversar puternic. Mai bine e să-și încerce norocul în altă parte. Treaba se înrăutățește dacă adversarul delfinului se dovedește a fi omul. Asta se poate întâmpla în momentul în care înotătorul se află lângă o mulțime de pești mici, pe care îi vânează grupul de delfini. În acest caz, nefericitul este împins în largul mării, departe de pește, iar să vă întoarceți de acolo este practic imposibil, fiindcă curând vă va găsi un rechin. Iar dacă nu, atunci veți obosi atât de tare că vă veți înneca singur și niciun delfin nu va veni să vă împingă la mal, după cum este prezentat în filme. Delfinii sunt unii dintre puținele animale printre care pot fi întâlnite atât relații homosexuale cât și bisexuale. Acești locuitori ai mărelor și oceanelor sunt destul de activi sexual și pot să-și arate atracția nu doar față de semenii lor, ci și față de alte animale, obiecte și chiar oameni. Delfinii nu vor putea viola un om, dar vor putea să-l înnece, încercând să sară peste el pentru plăcerile personale. Oamenii de știință spun că în grupul de delfini este acceptat să fie violate femelele. În proces pot participa doi sau mai mulți indivizi. Gonesc jertfa până ea nu mai are puteri. Femela poate fi ținută până la câteva săptămâni, forțând-o cu gesturi și sunete amenințătoare. Cercetătoarea mamiferelor marine, Georgia Cranver, scria că delfinii pot să încerce să facă sex cu orice, chiar și cu o țeavă a piscinei. În general, comportamentul unor delfini poate fi comparat cu o bandă criminală. Au loc certuri interne în lupta pentru femele. Delfinii adulți uneori ucid puii nou-născuți. Cercetătorii din Brazilia urmăreau mișcările delfinelor în golf. Într-o dimineață, oamenii de știință au văzut cum un grup din 6 delfini masculi adulți s-au apropiat de o femelă cu un pui nou-născut. Doi dintre ei au despărțit mama de pui, iar ceilalți 4 au înconjurat femela și nu-i dădeau voie să se apropie de pui. Încercând să salveze puiul, mama s-a întors pe spate, arătându-le masculilor burta ei. Este demonstrarea comportamentului pasiv și un semnal că femela
este gata să se împerecheze, dar puiul oricum n-a putut fi salvat. A fost ținut sub apă, fiind incapabil să respire, plus era aruncat ca o minge de volei. Ei au separat puiul de mamă intenționat, de dragul împerecherii cu femela de nou și de nou. Încă ceva care vă va șoca. Delfinii intenționat mănâncă acest pește toxic fugu, doar pentru haih, într-un fel pentru a se simți drogați. Oamenii de știință cred că toxinele din acest pește pot să aibă un efect de îmbătare sau de drogare asupra delfinilor, de la care aceștia intră într-o stare de trans. Recent, un grup de delfini lângă coasta australiană a fost găsit înotând în jurul unui pește fugu, în încercarea de a se droga. Cercetătoarea Crystal Nicholson a descoperit că delfinii tineri adoră să îl țină în gură, îl amestecă, apoi îl scuipă, transmițându-l mai departe. Fac asta pentru a obține un efect narcotic. Peștele fugu conține toxina care se numește tetrodotoxina, care este periculoasă și chiar mortală pentru oameni. Cercetătorii consideră că o doză mică a acestei toxine poate să inducă delfinii în stare de trans. Nu este un fenomen nou, s-a mai observat și înainte. Botul majorității speciilor de delfin este construit în așa fel încât maxilarul de jos iese înainte. Din cauza asta, pare că animalul zâmbește mereu prietenos. Dar nu e chiar așa. Deși delfinii pot să se bucure și să fie triști, nu cunosc mimica oamenilor. Un delfin care atacă va zâmbi la fel de drăguț ca unul care distrează vizitatorii în delfinarium. Să ne ierte toți fanii delfinilor, dar semne ale unei minți remarcabile la aceste mamifere nu prea există. Da, pot fi dresați, dar nu mai mult. În libertate pot să învețe modalități de comunicare cu oamenii, dar toată dorința lor se explică prin curiozitate simplă. Odată ce curiozitatea se termină, încep instinctele. Ce concluzie? Merită de menționat că delfinii dresați pot fi controlați, dar asta nu se aplică asupra animalelor sălbatice. Există multe cazuri de atacuri asupra oamenilor. La fel, violul, uciderea puiilor. Iar noi continuăm să credem că delfinii sunt nu doar inteligenți, ci și buni la inimă. Data viitoare, când vedeți un grup de delfini care înoată pe lângă voi, nu cred că veți fi la fel de fericiți. Este posibil că acești tipi se grăbesc să facă niște chestii care se consideră ilegale și imorale în lumea oamenilor. V-ați gândit vreodată că aceste creaturi drăguțe sunt foarte periculoase și agresive? Acum știți adevărul. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii ce părere ați avut voi despre delfini până acum. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!